De Cucrângașu s-a născut pe 5 mai 1951. A început să practice fotbalul la Petrolul Ploiești, unde a parcurs practic toate etapele de la copii și juniori până la echipa de seniori. A disputat pentru Petrolul 220 de jocuri oficiale și a marcat 30 de goluri. Cel care l-a debutat în Divizia A a fost marele Ilie Oană pe 30 martie 1969 într-un meci Petrolul FC Argeș, iar ultima apariție oficială în galben-albastru s-a consemnat pe 8 decembrie 1985, FC Petrolul Universitatea Cluj, sub comanda lui Mircea Dridea.